Cei care aveți Sfânta Scriptură, vă invit să deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 4. Am vrea să ne uităm la versetul 13. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Ne uităm la versetul 13. Un singur verset în seara aceasta, la care vrem să ne uităm, pagina 1059. Cuvântul Domnului spune: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, am vrea ca atunci când ieșim din clădirea aceasta, oamenii să vadă că am fost cu Tine. Vreau, Doamne, ca oamenii când se uită la viața noastră să nu vadă altceva decât că trăim cu Tine, amin, umblăm cu Tine. Amin. Ești un Dumnezeu viu, ești un Dumnezeu real, ești un Dumnezeu care ne călăuzești viețile, ne umpli viețile de bucurie și vreau, Doamne, ca astăzi Tu să ne vorbești din nou prin Duhul Tău ce Sfânt. Amin. 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 Ocupați locurile. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară. Mulțumesc fratelui Ionuț, mulțumesc fratelui Marius pentru invitația aceasta de a fi împreună într-o vreme a schimbărilor, într-o vreme așa cum o vedem, așa cum suntem. Îi mulțumim Domnului că ne-a făcut parte de cuvântul Său și putem să ne bucurăm așa cum suntem, mai la depărtare, dar e mare lucru că suntem la oaltă și în felul acesta putem să avem părtășie unii cu alții. Dragii mei, cineva spunea așa de frumos: vremurile grele creează oameni puternici. Este suficient să mă uit la fratele care a cântat? Este suficient să mă uit la bunici, să mă uit la cei care Dumnezeu încă i-a păstrat în viață? Și ceea ce constatăm este că vremurile războiului, a foametei, a greutăților, au creat o generație puternică. Oameni care L-au slujit pe Dumnezeu în orice vreme, oameni care n-au negociat poate venitul la biserică, așa cum îl negociem noi ăștia mai tineri, oameni serioși cu Dumnezeu și oameni care au înțeles ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. Au creat oameni puternici. Dar oamenii puternici au creat vremuri ușoare. Oamenii puternici care au trecut prin al doilea război mondial, oamenii care au experimentat durerea care a fost acolo, toate acele crime, toate acele lucruri urâte ale războiului, au creat vremuri bune și iată că noi ne bucurăm de aceste vremuri bune. Nu mai suntem în comunism. De ce? Pentru că au fost niște părinți, au fost niște bunici, au fost oameni care au dat la o parte aceste vremuri grele și ne-au creat un confort foarte bun. Și iată-ne că astăzi avem vremuri bune. Și așa cum spunea bunica, la 85 de ani, niciodată nu s-a trăit cum se trăiește astăzi. Și așa este. Așa este. Dar vremurile ușoare, dacă oamenii puternici creează vremuri ușoare, așa cum ne bucurăm de ele, vremurile ușoare au tendința să creeze oameni slabi. Dacă vremurile grele creează oameni puternici, vremurile ușoare, vremurile confortului care, iată, este prezent așa cum e în generația aceasta, creează oameni slabi. Și asta este realitatea spirituală la care asistăm. Nu am un termometru care să vi-l pun bazat pentru credința fiecăruia, dar este suficient să ne uităm la noi și să recunoaștem, dacă suntem onești și sinceri, că suntem tot mai slabi. La Vicov se zice tot mai ticăloși, tot mai ticăloși, neputincioși. Obișnuiesc, fără să jignesc pe cineva, să folosesc această imagine practică din viața de la țară: suntem ca pui albi. I-ați văzut cum sunt când îi crești. Le pic o aripă, le pic un picior, mereu neputincioși, mereu cu concentrate. Vremurile ușoare creează oameni slabi.
Și aici este generația noastră și aici este practic ceea ce traversăm și ne uităm cu teamă, cu temere spre viitor, pentru că ni se pare și cred că ni se pare bine, nu dă și nu se arată că vine ceva bun. Dar ascultați ceva, oamenii slabi știți ce creează? Oamenii slabi creează vremuri grele. Oamenii slabi creează vremuri grele. Este un circuit care se învârte, este un cerc în care se merge și în cercul acesta, iată-ne, suntem fiecare dintre noi. Am vrea ca în generația noastră Dumnezeu din nou să lucreze cu putere. Am vrea ca în generația noastră să fie o generație în care oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Am vrea să fim o generație puternică în vremurile acestea bune și da, mărturisim că ne bucurăm de ele și nu aș vrea să dau timpul înapoi să trec prin ceea ce au trecut generația trecută. Mulțumesc Domnului că sunt în timpul acesta, cum spunea fratele, în linia aceasta vieții în care Dumnezeu m-a așezat, dar cred că fiecare dintre noi ar trebui să fie conștient că Dumnezeu îl cheamă în generația în care l-a așezat să fie un om despre care, așa cum spune cuvântul în seara aceasta, să se poată spune că este un om care a umblat cu Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să medităm tocmai la gândul acesta al generației în care Dumnezeu ne-a așezat, să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat un timp limitat, și timpul acesta limitat trebuie investit cu înțelepciune. Pentru că viața este scurtă, pentru că timpul trece foarte repede. Mărturisim fiecare dintre noi că suntem influențați fiecare de cei lângă care stăm, lângă care petrecem timp. Îmi amintesc de un lucru pe care l-am experimentat. Cele mai multe imagini ale mele sunt poate cu trenul. În viața de student nu am avut mașină, de cele mai multe ori călătoream cu trenul și știu că uneori poate cei mai în vârstă vă regăsiți că ați petrecut o perioadă din viață în călătoriile vieții cu trenul și îmi amintesc de o imagine care o aveam ori de câte ori vineam la Suceava cu trenul acesta de la Timișoara, Suceava. Și una din imagine care era aceasta că se întâmpla uneori să nu prinzi loc și să poți să stai în compartiment pe scaun. Pe vremea aceea nu-i ca acum, acum nu-ți mai dă bilet, n-ai voie să urci în tren, dar pe vremea aceea îți dădea loc, dar nu aveai, îți dădea bilet, dar nu aveai loc. Dacă prindeai pe cineva să coboare mai repede, era bucurie, te așezai în locul lui și călătoreai mai departe. Dar de cele mai multe ori am experimentat că trebuia să te așezi pe colidor. Și nu știu dacă vă amintiți cum erau vremurile acelea mai de mult un pic, nu foarte mult. Pe colidor erau toți cei care beau, toți cei care mâncau semințe și toți cei care, spuneți dumneavoastră, fumau. Era o fumătoare cum n-ai mai văzut. Acum s-au schimbat legile, nu mai ai voie, cel puțin la nivelul legilor. Dar se întâmpla un lucru, de la Arad până la Suceava, stând pe colidorul acela cu geamul deschis cum puteai, se întâmpla un lucru. Hainele începeau să ți se îmbibe de miros, de fum. Și când ajungeai acasă, bineînțeles, că te mai întreba cineva, ce-i cu tine? A ce miroși? Este mirosul care îl simte orice părinte când copilul lui vine acasă. Și îl întreabă, pe unde mi-ai umblat? Pentru că senzorii mi s-au declanșat și incendiu. Ceva miroase deosebit și asta este viața, contextul în care stăm ne influențează. Să fim onești și sinceri, oricât ai vrea să fii imparțial și să te pui neutru, și în neutralitatea aceea ești influențat de cineva și de ceva. Mi-amintesc că la facultate ne așezam hainele toți împreună într-un dulap. Și așa se întâmpla că unul avea un parfum mai puternic și tu care n-aveai parfum sau aveai ceva din acela ieftin, se făcea ca într-o lună, două, hainele tale să aibă acel miros care era preponderent în dulap. Acum, după ce ne-am căsătorit, mărturisim că ne așezăm hainele împreună cu soția uneori. Și așa se face că uneori poate împrumutăm sau cel puțin ni se îmbibă acel miros din hainele care sunt ale ei și a parfumului ei.
Și ne uităm și în segmentul acesta și vedem că, într-adevăr, vrând nevrând, se îmbibă mirosul care este. Vă întreb în seara aceasta, nu e așa că se îmbibă și lucrurile frumoase? Le luăm? Suntem influențați de ele? Dar mărturisim când avem un context din acesta mai negativ și cele negative ne sunt duse în viața noastră. Și așa este viața, așa este lucrul fiecăruia dintre noi și în seara aceasta aș vrea să medităm tocmai la gândul acesta, oare ce parfum și ce mireasmă las eu după mine? Oare ce lești tu în urma ta? Și n-aș vrea să mă refer la lucrurile acestea fizice, la lucrurile acestea de parfumuri umane, ci aș vrea să mă refer la tocmai mireasma aceea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în 2 Corinteni. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Dragul meu, dă-mi voie să te întreb la finalul vieții tale sau în parcursul vieții tale, ce lași tu în urmă? Ce miroase după tine, spiritual vorbind? Ce văd copiii tăi în tine ca mamă și ca tată? Oare se poate spune despre mine, dragii mei, și despre tine, așa cum s-au spus despre acești doi oameni care avem în cuvântul care le-am citit, au priceput că fuseseră cu Iisus? Dragii mei, ce lucru grozav ca tată și ca mamă, copiii tăi să se uită și să spună, am priceput în parcursul vieții că tata și mama trăiesc și umblă cu Iisus. Aș vrea să vă întreb, oare oamenii, când ieșim din locașul acesta, în umblarea noastră, pricep că noi trăim cu Iisus? Când se uită la spiritualitatea vieții tale și al mele, oare văd oamenii că Odniel Mârza umblă într-adevăr cu Iisus? Sau poate doar simulează o umblare, dar ea este una falsă, nu este autentică, este un ritual lipsit de esență? Despre acești doi oameni ne spune cuvântul că Petru și Ioan, și nu ne spune ceva prieteni de-a lor, ne spun dușmanii, cei care îi prigoneau, cei care aveau ură pe ei. Uitându-se la ei au spus, au priceput că acești doi oameni au umblat cu Iisus. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta, ce au avut oamenii ăștia așa deosebit? Deși ori da seama dușmanilor, că umbla cu Iisus. Cum arătau oamenii ăștia? Cum erau îmbrăcați, spiritual vorbind? Ce haine au luat de dușmanul, oamenii fără Dumnezeu, oameni care n-au nicio treabă cu spiritualitatea, să afirme, aceștia doi au umblat cu Iisus. Aș vrea seara aceasta să medităm tocmai la întrebarea aceasta. Și bineînțeles că însuși întrebarea ne dă și răspunsul opoziției pe care au avut-o oamenii aceștia. E clar că și-au dat seama că au fost cu Iisus pentru că, da, Petru și Ioan, în umblarea lor de 3 ani jumate, cât Mântuitorul a fost pe pământ, au stat efectiv fizic lângă Iisus. Poziția care au avut-o în viața lor în urmă cu ceva ani. Efectiv, au petrecut timp cu Iisus. Au asimilat învățătura lui Iisus. Au fost influențați de Iisus. L-au iubit. Voi, în calitate de credincioși, trebuie să împrăștiați mireasma lui Dumnezeu. Ce concluzie trag oamenii când se uită la mine? Când se uită la tine? Oare văd ei efectiv că noi trăim cu Dumnezeu și umblăm cu Dumnezeu? Sunt oameni al lui Dumnezeu care atunci când îi întâlnești, dragii mei, parcă cerul coboară pe pământ, nu te mai saturi de ei. Îi savurez, cum spunea cineva, nu te plictisesc, ei nu sunt dintre aceia care auzi mereu plângându-se, ci se bucură și trăiesc realitatea prezenței lui Dumnezeu într-un mod autentic. Nu e așa că avem oameni, și personal am oameni în vârstă la care mă duc și mă duc cu drag și parcă mă încarc petrecând cu omul ăla bolnav, cu omul ăla neputincios, dar văd în el ceva dumnezeiesc. Oameni care aduc cerul pe pământ. Oamenii nu citesc Matei, Marcu, Luca și Ioan, nu citesc neapărat Scriptura, dar oamenii se uită la mine și la tine
Și ceea ce vor să vadă este tocmai imaginea aceasta a unui om care trăiește cu Dumnezeu, a unei epistole vii, a unei pilde demne de urmat, a unui Dumnezeu care este autentic. Dragul meu, noi suntem Petru și Ioan pentru ei. În generația noastră, noi suntem Petru și Ioan. Și despre noi trebuie să se spună mai mult decât că suntem poate baptiști, penticostali, creștini sau ce-o mai fi, să se spună, aceștia sunt oameni care umblă cu Iisus. Nu știu ei celelalte lucruri, dar când se uită la viața ta, ei vor vedea la fel cum tu vezi în jurul tău. Dragul meu, când ei privesc la noi, oare ce concluzie trag? Te-aș întreba astăzi lângă cine stai cel mai mult. Petru și Ioan au stat lângă Iisus. Acum fizic noi nu stăm, dar stăm lângă cuvântul lui, stăm lângă învățătura lui, stăm în părtășie cu frații. Dragii mei, stăm și vrem să creștem în lucrurile acestea. Petrecem timp cu Dumnezeu în fiecare zi. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, tu cu cine petreci cel mai mult? Lângă cine stai în umblarea vieții tale de zi cu zi? Trăim o generație în care, iată, sunt și tineri în seara aceasta, Facebook, da? Suntem influențați, din nou vă spun, n-ai cum să nu fii influențat, oricât ai vrea să fii așezat neutru, nu, ești influențat. Petru și Ioan au fost influențați de Iisus pentru că au stat lângă El. Ne gândim poate la cei mai în vârstă, televiziune, știri, canale, timp petrecut, pierdut, tot felul de mizerii care ni se pun în fața ochilor. Cu cine petrești cel mai mult? Cu cine te asemeni cel mai mult? Avem proverbe cu cine te unești, ca să spun cine ești. Cineva spune așa de interesant, dacă te îndoiești de caracterul unui om, uită-te la prietenii lui. Și o să-ți dai seama unde îl pui și cum îl așezi. Este atât de interesant că cei lângă care stăm și cel cu care petrecem timp cel mai mult ne influențează viața, ne influențează trăirea noastră. Nu poți găsi în altă parte ceea ce îți oferă Iisus. Ascultați la mine. Nicăieri, la televizor, în alte condiții. Nu poți găsi în altă parte ceea ce îți oferă cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să înlocuiești cu altceva. Mai stăm astăzi cu Iisus la părtășie? Mai ne bucurăm noi de acea părtășie caldă a prezenței lui Dumnezeu? Parcă suntem tot mai reci, parcă suntem tot mai lipsiți de putere în umblarea noastră. Dragul meu, dacă acasă în cămăruța ta nu petreci cu Dumnezeu, n-ai cum să ai putere în viață și în umblarea ta. Părtășie cu Dumnezeu. Dar asta înseamnă să stai lângă Dumnezeu și Petru și Ioan efectiv au stat lângă Iisus. Te chem și pe tine în seara aceasta să stai lângă Iisus. Dragii mei, avem o imagine în Vechiul Testament, în cartea Exod, capitolul 34. Ne spune cuvântul aici că Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea. Și se temeau să se apropie de el. Dragii mei, de ce strălucea pielea feței lui Moise? Pentru că a stat cu Dumnezeu în părtășie. A stat cu Dumnezeu. Dar textul continuă. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea. Și Moise își punea iarăși marama pe față până ce intra ca să vorbească cu Domnul. O imagine frumoasă, cuvântul ne spune că Moise nu-și dădea neapărat seama, dar pentru că a petrecut timp cu Dumnezeu pe munte, efectiv stând în prezența lui Dumnezeu, ceva i s-a infiltrat și iată, fața i radia de strălucire. Unde este bucuria mântuirii din vieții noastre, din viețile noastre? Unde este strălucirea vieților noastre? Azi dimineață fiecare dintre noi poate am stat în fața oglinzii, poate ne-am aranjat, bărbații poate mai mult, surorile mai puțin, dar nu e așa că fiecare dintre noi parcă avem tendința aceasta să ne vedem cum arătăm, este importantă imaginea, mai ales generația Facebook și Instagram, nu? Imaginea mea contează, pun ce-i frumos, nu o să pun niciodată ce-i urât. Dar aș vrea să vă întreb în seara aceasta, oare câți dintre noi
Nu cumva ne punem și fața asta bisericească, de închinare, de biserică, de duminică și iată-ne. Stau și mă întreb uneori, fraților, dacă nu cumva am rămas numai cu marama și ne lipsește strălucirea. Ne lipsește strălucirea. Stau și mă întreb uneori dacă n-am păstrat doar ritualul și nu mai vedem esența. Stau și mă întreb uneori dacă suntem onești și sinceri cu noi, că nu mai avem strălucire în viața noastră. Și nu vorbesc de o bucurie din aia sălbatică lumească, ci bucuria mântuirii. Tot mai posomorâți suntem, tot mai rupți de lumea aceasta. Ne spune cuvântul că Moise strălucea fața. Dragii mei, vă chem în seara aceasta să vedeți dacă nu avem doar vălul. Să vedem dacă nu avem doar marama, dar nu cumva ne lipsește strălucirea. Și îmi pare mie că asta ne lipsește din bisericile noastre. Și dacă suntem sinceri și onești, trebuie să mărturisim asta. Pocăința vine în urma recunoașterii. Suntem o generație care trebuie să înțelegem că doar stând lângă Iisus vom putea merge înainte și vom putea avea biruință. Dragii mei, să dăm jos valul religiozității. Și să vedem care sunt într-adevăr adevăratele probleme. Să dăm jos la o parte măștile și să ne vedem realitatea vieții spirituale și în felul acesta să putem să ne pocăim, să putem să corectăm la fel cum vă corectați atunci când poate ceva n-arată bine. Ne-am urcat de atâtea ori pe munte și tot nu te-ai schimbat și tot nu m-am schimbat. Moise s-a urcat pe munte, ne spune cuvântul, și fața i-a strălucit. Pentru că a stat lângă Dumnezeu. Ai venit de atâtea ori la biserică și iată-ne, an după an petrecem în casa Domnului de rugăciune. Ne urcăm și venim la închinare, dar încă poate nu strălucim. Încă poate suntem posomorâți, încrispați, supărați. Încă poate Dumnezeu nu-i viu în viața noastră, nu-i autentic. Suntem religioși, ritualici. Dar nu mai trăim acea bucurie a unui Dumnezeu prezent. Haide să urcăm, dar nu urcăm numai să fie urcat, ci să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, Moise se urca, ne spune cuvântul, vorbea cu Dumnezeu și lucrul acesta îi producea strălucire. Nu plecați de aici în seara aceasta. Cum ați venit? Nu fiți ritualici. Fiți oameni care cereți lui Dumnezeu așa cum ați cerut unii în rugăciune. Doamne, vreau să-mi vorbești. Doamne, aprinde focul în mine, aprinde strălucirea vieții mele. A fost odată un scriitor din Australia, cel mai mare era creștin, scriitor din Australia. O televiziune i-a luat un interviu odată și l-a întrebat, cum a ajuns creștin? Și el povestea, tatăl meu a fost polițist. Era un om mare, dezvoltat, un om greu. La un moment dat, în slujba pe care a avut-o, a avut un accident. A rămas invalid, a rămas acasă, a fost handicapat toată viața. Eu eram copil mic, mama de asemenea era cu mine, ne era foarte greu să-l îngrijim într-o societate în care dacă nu lucrezi, nu-ți plătești cheltuiele, nu-ți plătești ratele. Și spunea copilul acesta, care devenise mai târziu cel mai mare scriitor în Australia, într-o zi a venit la ușa noastră un om. A bătut la ușă, era unul dintre vecinii noștri și ne-a spus, vreau ca ori de câte ori aveți nevoie să-l schimbați, să-l întoarceți, să-l duceți, vă rog să mă chemați. Vreau să vin și să vă ajut. Am văzut cazul vostru la televizor, am văzut ce s-a întâmplat, vreau să vin și să vă ajut în situația aceasta. Mai târziu copilul acesta a spus un lucru foarte interesant. În omul acela, eu l-am văzut pe Dumnezeu. Atât. Nu mi-a trebuit altceva. În omul acela l-am văzut pe Domnul Iisus. Stau și mă întreb, oare câte oportunități ne dă Dumnezeu în care să putem să-L reprezentăm cu cinste și totuși rămânem comozi, rămânem statici, rămânem în confortul nostru, să meargă comitetul, să meargă păstorii, ei sunt cu slujba asta și a pus Dumnezeu pe strada ta oameni și oameni bătrâni, oameni neputincioși, ca să poți să le arăți pe Hristos, nu făcând niște lucruri extraordinare, gesturi mărunte.
dar să-L vadă pe Hristos. Mai târziu tânărul s-a întors la Domnul și a spus: eu, un om ăla nesemnificativ, fără școală, fără pregătire, l-am văzut pe Iisus Hristos. Dragul meu, oamenii au priceput că au fost cu Iisus. Deoarece nu doar fața li se schimbase, dar ne spune cuvântul și comportamentul. Schimbarea pe care o aduce Hristos în viața ta trebuie să fie una reală. Te-aș întreba în seara aceasta, schimbă ceva Dumnezeu în fiecare duminică în viața ta? Lucrează El sfințenie, apropiere de Dumnezeu? Oare mai luăm astăzi cuvântul lui Dumnezeu în serios în felul acesta să ne înțelegem mandatul și responsabilitatea în timpul ăsta limitat care, iată, ne-a așezat pentru generația care Dumnezeu te-a pus? Oare vor putea oamenii să vadă că tu chiar ai fost cu Iisus Hristos și trăiești cu Iisus Hristos? Petru și Ioan efectiv au stat cu Iisus Hristos, s-au poziționat lângă El. Dar cuvântul pe care l-am citit aici, dragii mei, ne mai spune un lucru. Că n-au fost doar o poziție pe care ei au avut-o inițial în 3 ani și jumătate cu Hristos, dar îi mai dădea ceva de gol în comportamentul lor. Și ceea ce vedem mai departe este curajul pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Când au văzut, ei ne spune cuvântul, ce au văzut? Îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan. Notez aici îndrăzneala ca un curaj. Ca un curaj. Curaj pentru Hristos, pentru cauza Evangheliei. Nu doar o poziție pe care o ai stând lângă Hristos, petrecând timpul cu Hristos, ci ești din poziția aceasta și vrei să manifesti curaj. Curaj, curaj, curaj. Au mai stat și alții fizic lângă Hristos? Cu siguranță da. Ne gândim cel puțin la Iuda. Dar iată-l că El lipsește, nu mai este. Curaj. Este o cântare. Mulți au fost cu noi. Dar la cruce, la jug, prea puțini, prea puțini. Curaj, curaj. Iuda petrece timp cu Mântuitorul, dar fără folos. Îndrăzneala lor, curajul lor, pasiunea lor pentru Dumnezeu. De unde curaj? De unde curaj? De unde s-au molipsit? Ce-i motiva? Și atunci când ne uităm la liderul lor, la Iisus Hristos, care a fost înaintea lor, care, dragii mei, i-a strâns, i-a adunat, i-a educat, i-a învățat, cel cu care a petrecut timp, găsim că și Iisus Hristos în umblarea lui a avut curaj. Găsim o simplă imagine în Luca 4. Cuvântul ne spune că Hristos predica în zona lui natală. Așa e că atunci când ești acasă, cauți să duci un mesaj mai dulce, așa să-i bucuri pe frați. Dar Iisus Hristos, când vorbește în zona lui natală, ne spune cuvântul că a deschis la Isaia și în versetul 28 spune: toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos din cetate, l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Ce a făcut Hristos aici? Dragii mei, i-a confruntat cu adevărul, a avut curaj. Curaj să spui cuvântul lui Dumnezeu. Domnul le vorbea atât de clar. A avut curaj să ai curaj să spui adevărul. Nu ce vor ei să audă, ci adevărul. Purul adevăr al lui Dumnezeu. La școală, tinere, să ai curaj să nu-ți fie rușine că ești credincios. Să poți să spui învățătura lui Hristos. Să poți să aperi valorile lui Hristos. Să poți să nu te mânjești cu păcatele acestei lumi. Să poți să dai la o parte orice lucru din acesta care vrea să te asimileze, care vrea să-ți ia viața. Să poți, de asemenea, la lucru unde ești fiecare dintre dumneata, să ai curaj să-L mărturisești pe Iisus Hristos. Să poți să spui și la pensie. Și acolo trebuie Dumnezeu să fie mărturisit. Și în generația ta, cu toți pensionarii, cu toți aceia din vârsta în care Dumnezeu te-a așezat, să-i câștigi pentru Hristos, să ai curaj să le vorbești. Cuvântul ne spune despre Iisus că atunci când era în fața lui Pilat, Iisus îi spune: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată. Din nou vedem aici o dovadă de curaj. Curaj.
Tu nu vorbești, ne spune cuvântul, despre Mântuitorul ca unul care cauți la fața oamenilor. Avea curaj să-i confrunte cu realitatea vieții lor, să le spună, asta e păcat, asta nu-i păcat, asta e pocăință, asta nu-i pocăință. Dragii mei, îndrăzneala nu înseamnă aroganță, nu înseamnă obrăznicie, ci înseamnă să ai curaj. Cineva spune așa de frumos, curajul este teama care și-a spus rugăciunile. Omul care stă în genunchi pe rugăciune este omul care stă tare în picioare și are curaj să meargă înainte. Despre Nemia, în capitolul 2 cu versetul 2, ne spune că împăratul îl întreabă, de ce ai fața tristă? Atunci spune, m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul zice, ce cer? Și ascultați cum spune Nemia aici, eu m-am rugat Domnului, Dumnezeului cerului. Și după aia îi aduce cererea. Eu m-am rugat și am avut curaj să merg în fața împăratului și să-i cer ceea ce cred că e necesar, urgent, pentru poporul meu care este în robie. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut îndrăsneală. Au avut îndrăsneală. Mă întreb cum suntem noi, tinerilor. Cum suntem noi în generația aceasta? Curaj! Curaj, curaj. Iosif ne spune cuvântul că atunci când faraon îl pune să tălmăcească visele, cuvântul este tocmai acesta frumos, că Iosif îi spune, este un Dumnezeu care face și descoperă aceste visuri și noi știm că faraonul era Dumnezeu, el așa se credea. Și Iosif îl duce cu ideea aceasta și îi spune, este un Dumnezeu autentic, nu tu, măi, nu tu. Este un Dumnezeu care descoperă și tu dacă ai fi Dumnezeu, ai fi știut, dar nu ești Dumnezeu. Are curaj. David în fața lui Goliat, are curaj. Moise în fața lui Faraon, are curaj. Are curaj. Aș vrea să vă duc un exemplu mai autentic din generația noastră. Richard Wurmbrand, la un congres al cultelor la care a participat la București și la care s-a cerut cooperarea între biserică și stat și comuniști, toți au fost de acord. Toți preoții, toți păstorii care erau acolo, mai puțin el și nevastă sa Sabina, care era și acolo, spune, du-te și spală rușinea de pe obrazul lui Hristos. Du-te și ai curaj. Și el îi spune, dacă o fac, îți vei pierde soțul. Și ea îi spune, nu am nevoie de un laș, du-te și fă-o. Mesajul a fost acesta, rolul slujitorului este de a-L sluji pe Hristos și nu puterea trecătoare acestei lumi pământească. Știți cât l-a costat curajul acesta? 14 ani de detenție. 14 ani. Nu o vargă, nu o săptămână, 14 ani. Să-ți vezi copiii mici așa cum sunt ai dumneavoastră și când vii acasă să-i vezi că sunt deja mari. A avut curaj să-L spună și să-L prezinte pe Hristos. Dragii mei, avem valori pe care trebuie să le apărăm. A fost odată la un moment dat un coleg la serviciu și povestea cineva că omul acesta abia într-un târziu și-a dat celălalt seama că el este pocăit și îi spunea, abia acum am aflat că tu ești pocăit, de ce n-ai spus până acum? Și răspunsul lui a fost acesta. Da, zice, eu sunt în armata secretă a Domnului. Sunt sub acoperire. Domnul n-are nevoie de oameni sub acoperire. Domnul are nevoie de oameni care manifestă curaj. Curaj. Și mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu curaj tinerilor. Să putem să-L mărturisim în generația aceasta stricată, să fim gata să plătim prețul, să fim gata să mergem până la moarte, dar să fim oameni care nu ne va fi rușine în ziua judecății. Mereu mă întreb, fraților, și asta poate e întrebarea mea, cum o să stăm în cer? Gândiți-vă numai la întrebarea asta. Cum o să stăm în cer lângă Wurmbrand? Lângă David Brainer, care ne spune cuvântul că mergea și evangeliza indienii aia sălbatici și scuipa sânge, aveau tuberculoză într-o fază terminală,
Când ne gândim la toți martirii și cei care, fratele Ionuț a citit, credința lor în vremurile care au fost, mereu parcă mă văd nevrednic. Cum o să stau eu în cer lângă Vumbra, lângă ceilalți care, dragii mei, au fost gata să-și dea viața? Și noi abia că ne trezim din pat, scuzați-mă. Abia că, iată că e duminică și nu suntem gata să ne sculăm din pat. Nu știu, cum? Te gândești un pic, imaginează-ți că o să stai în rai lângă ei. Cum o să stai? Când tu nu ieși din confortul tău, nu să mori, să-ți faci lucrurile alea simple, nu să-ți dai viața, să te îngrijești de sufletul tău, de viața ta spirituală. E o întrebare la care vă rog să meditați. Aveau curaj, pe lângă faptul că a stat cu Iisus, aveau și curaj, dar versetul merge mai departe și ne spune un lucru. Că aveau curaj, dar cuvântul ne spune că aveau și o vorbire diferită. Asta vedem tocmai în versetul care l-am citit, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Erau oameni simpli. Și au dat seama din vorbirea lor că fuseseră cu Iisus. Aveau curaj, dar aveau și o vorbire diferită. Diferită. Sigur ne întrebăm oare ce au vorbit de ei au făcut să-și dea seama. Și atunci când ne uităm la versetul 12, cu siguranță putem vedea ce au vorbit. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer al nume, dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și vedem aici tocmai gândul acesta, îl propovăduiau pe Iisus Hristos. Dar vedem că acești doi oameni, Petru și Ioan, ne spune cuvântul că erau necărturari și de rând. Au absolvit în 3 ani și jumătate cuvintele Domnului. Dar dacă ne uităm un pic mai profund la sensul cuvântului, vedem în greacă imaginea aceasta, erau agramați și erau idioți. Cam asta e ideea. Erau oameni simpli, modești. Era unul pescar, unul de asemenea luat de acolo. Erau oameni care nu aveau o vorbire elocventă. Cornilescu spune că erau necărturari. Dar erau oameni care Dumnezeu i-a folosit. Nu fac parte din cele 30 de școli rabinice care existau în Israel. N-au terminat o școală anume prezentabilă în vremea aceea. Hristos i-a luat de la muncile lor care le aveau, muncile câmpului și acolo unde erau fiecare. Și, dragii mei, a pus un foc în ei. Și focul ăsta a ajuns până la noi astăzi. Mă rog ca Domnul să ajute să nu se stingă. Să ne mistuie și pe noi, să ne aprindă. Dragii mei, ne spune cuvântul că erau agramați. Nimeni altul nu este mântuire. De asemenea, 21 ne spune că îl slăveau pe Dumnezeu. Dar să vorbești ceea ce a vorbit Iisus. Să trăiești cum a trăit Iisus. Dragul meu, aici așa au adăugat câteva versete, Efeseni 5:4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste. Nu își fau rost în viața spirituală. O vorbire diferită trebuie să fie la pocăiți. Trebuie să fie. Și chiar dacă uneori spune noi am scăpat câte una, ne pocăim și învățăm să ne controlăm pe viitor. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sară, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Nu-i bun numai cu har, că sunt unii numai cu harul, ci cuvântul ne spune și dreasă cu sare. Dar nu-i bun nici numai dreasă cu sare, că sunt unii numai cu sare. Ăștia numai, dă-i, trebuie și cu har. Har și dreasă cu sare. Dragii mei, oameni cu o vorbire diferită. Aș vrea să vă închei cu o ilustrație. A fost odată un copilaș ce obișnuia să se joace cu oglinda, așa cum poate să mai joacă și copiii noastre cu ceasurile. Obișnuia să ia lumina și ceea ce făcea el este că locuia în New York și plăcea să ducă lumina, să o ia de la soare și să pună cu o oglindă lumina, să o imprime pe blocurile acelea de sticlă care erau în jurul lui. Vă dați seama că cei mai mulți au fost deranjați. La fel cum suntem noi deranjați când cineva ne bagă lumina în ochi. Într-o zi a venit un om și i-a spus, aha, tu ești cel care te joci cu oglinda? Dă-mi-o să ți-o sparg. Tare mă deranjez. Copilul acela i-a spus, domnule, nu mă joc cu oglinda. Vezi geamul ăla de acolo?
pe care am pus lumina, acolo este fratele meu care este handicapat și nu poate vedea lumina soarelui decât atunci când îl scoatem afară cu căruciorul. Blocul este așezat într-o poziție în care soarele niciodată nu bate pe noi, numai umbră, și eu mă duc afară și caut cu oglinda asta să duc în camera lui, pe geamul lui, o parte din soare, o parte din lumină. Singura lumină pe care el o poate vedea, singura rază de soare care o aduc, este cea pe care eu o proiectez. Eu cu oglinda. Singura lumină, fraților, pe care oamenii o pot vedea, este lumina pe care noi o transmitem. Ascultați bine! Dumnezeu ne-a dat mandatul acesta, să aducem lumina Lui. Dumnezeu ne spune cuvântul, nu l-a dat îngerilor, nu l-a dat altor creaturi, ni l-a dat nouă. Și Dumnezeu vrea ca tu și cu mine, în generația aceasta, să imprimăm și să aducem lumina lui Dumnezeu. Un copil a fost întrebat odată, ce sunt sfinții? Și el crescând în biserica ortodoxă, știind cum erau icoanele pe pereți și cum erau geamurile acelea cu vitrale, a spus, sfinții sunt cei prin care a trecut lumina. El se gândea la lumina soarelui care trece prin geam și erau sfinții pe pereți. Dar a spus un adevăr. Sfinții sunt oameni prin care a trecut lumina, fraților. Și sfinții sunt oameni care duc lumină și trăiesc în lumină și iubesc lumina și dau lumină în generația lor. Dragul meu, vom reflecta noi la lumina Lui? Oare vom duce lumina în generația aceasta? Ne rugăm ca Domnul să ne schimbe unde trebuie să ne schimbe. Dar ne rugăm de asemenea să nu oprim lumina aceasta. Focul lui Petru și lui Ioan să fie focul care să fie și în tine și în mine. Și potrivit cu generația și contextul în care Dumnezeu te-a așezat, să fii un om care ars pentru Dumnezeu. Nu o luminiță, ci un rug aprins pentru El și pentru împărăția Lui. Amin.